Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bun găsit tuturor, din acest moment suntem în direct cu Sunet și Imagine pe interviuri.europafm.ro. Domnule Călin Popescu Tăriceanu, bun venit la interviurile Europa FM. Vă pregătiți să deveniți din nou premier al României? Nu, mă pregătesc numai pentru președinție. Știți ce a declarat domnul Ponta? Că sunteți pe lista scurtă. Eu. Știu ce ați declarat, că vreți să, vreți să câștigați președinția României, dar dumnealui deja v-a pus pe lista scurtă. Nu, v-am spus că nu știți ce am declarat eu, că îi întorc mingea și am să-i spun că, sigur, în situația în care ca președinte al României va fi cazul să numesc prim-ministrul, voi numi pe domnia sa. Da, ați mai făcut o declarație interesantă pe care o am aici pregătită. Spuneați că domnul Ponta nu are capacitatea de a mobiliza foarte mult electoratul și că într-un eventual tur 2 dumneavoastră sunteți singurul care l-ați putea învinge, dacă am înțeles eu bine. Am spus foarte clar că PSD-ul are un bazin electoral pe care l-a umplut în momentul de față, care este 40% din ceea ce se vede în sondaje, și eu mă adresez electoratului de centru, de dreapta, și am de asemenea printre susținători și din electoratul de stânga. Deci văd mult mai plauzibil, și nu numai eu, ca în calitate de candidat sau de contracandidat al domnului Ponta să pot să-l înving în turul 2. Ați avut niște discuții, presupun. Am înțeles că s-a discutat și la ședința PSD de la Orăștie de acum câteva luni această posibilitate de a fi cooptat dumneavoastră în următorul guvern. Vreau să vă întreb ce ați discutat sau care au fost discuțiile cu domnul Victor Ponta pe această temă. Primul lucru, nu particip la discuțiile PSD-ului, suntem în partide diferite. Ce am aflat din presă le iau întotdeauna cu oarecare rezervă, pentru că nu sunt știri 100% verificate și nu sunt verificabile, iar de acest lucru n-am discutat cu domnul Ponta, pentru că amândoi suntem angrenați într-o cursă pentru președinția României. Nu știu de ce se discută în momentul de față despre primul ministru. Dumnealui a pus problema, așa. Da. Și atunci cum vă explicați? Din punctul meu de vedere, a discuta acest lucru acum este inoportun. Pe mine mă interesează un singur lucru, și anume cursa pentru câștigarea alegerilor prezidențiale. Vă fac rău aceste declarații ale premierului Victor Ponta, potrivit cărora chiar a discutat cu unii lideri din PSD eventualitatea ca dumneavoastră să fiți premier. Vă deranjează? Când anumiți oameni politici consideră că aș putea să fac funcției de prim-ministru, nici nu pot să vă spun că sunt extraordinar de măgulit, având în vedere că am mai fost prim-ministru, deci n-ar fi în momentul de față cea mai mare realizare a vieții mele. Am fost prim-ministru, acum, așa cum v-am spus și trebuie să repet, sunt angrenat în cursa pentru alegerile prezidențiale. Nu mă interesează altceva sub nicio formă. Vă reamintesc că ne puteți urmări în direct pe internet la adresa interviuri.europafm.ro. Dacă doriți să-i adresați întrebări domnului Călin Popescu Tăriceanu, o puteți face pe Facebook sau Twitter folosind hashtagul interviuri Europa FM. Continuăm interviul. Domnule Tăriceanu, aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră rezultatele actualului guvern? Ținând cont și de experiența dumneavoastră, bineînțeles. Sunt câteva rezultate care denotă preluarea unor idei liberale, având în vedere că guvernul actual este format ca urmare a votului din 2012, unde USL-ul a avut o majoritate zdrobitoare și programul USL-ului este cel care a fost votat și aprobat de Parlament. Aceste lucruri mi se par, aș spune, firești, și am să mă refer la câteva dintre ele care au cel mai mare impact. Mă refer aici, bineînțeles, la reducerea contribuțiilor de asigurări sociale cu 5 puncte procentuale și la anularea impozitului pe profitul investit. Ambele sunt măsuri care nu au fost incluse de la început în program, dar ulterior au făcut obiectul unor propuneri pe care le-am făcut în cadrul PNL-ului.
și pe care ministrul de finanțe de la acea dată, Daniel Chițoiu, le-a preluat, le-a promovat în guvern și, din păcate, liberalii PNL-ul n-au mai stat în guvern să aștepte aplicarea acestor măsuri cu succes și au dezertat. Da, Ponta a sesizat importanța acestor măsuri și le-a adoptat și sigur că probabil că o să și capitalizeze în mod pozitiv consecințele măsurilor. Văd că există o anumită deschidere către adoptarea unor măsuri economice liberale. Am anumite îndoieli în ceea ce privește succesul TVA-ului la pâine, pentru că din datele pe care le am, evaziunea fiscală nu s-a redus. Sigur că în marile suprafețe, la marile lanțuri de magazine, prețul pâinii a scăzut și acesta este un lucru fără îndoială benefic într-o țară în care pâinea reprezintă un aliment foarte important în masa zilnică, dar scopul declarat, după cum ne aducem aminte, a fost acela de a se reduce evaziunea fiscală și din acest punct de vedere rezultatele nu mi se par la înălțimea așteptărilor. Adică cu cât s-a redus, știți? Cu cât s-a redus evaziunea fiscală, n-am date, dar foarte exacte, însă ceea ce se cunoștea înainte, din păcate, a rămas la practic la același nivel și este regretabil. Adică deci, evaziune aici peste 50%? Probabil că e peste 50%. Ceea ce cred că ar trebui aici, am mai spus-o și am să o repet, până la un moment dat acest lucru se va hotărâ. În România trebuie făcută o adevărată cruciadă împotriva evaziunii fiscale, pentru că evaziunea fiscală nu este numai în domeniul produselor de panificație, este și în alte domenii. Dacă vorbim de domeniul alimentar, carne, legume, în fine, în agricultură, evaziunea este uriașă și nu e normal. Și sigur că sunt și alte domenii, dar aici este o problemă, dacă vreți, mai degrabă administrativă, care trebuie reglementată și cred că în momentul de față autoritățile române au această capacitate, numai că probabil așteaptă comanda de la vârf, ca și când datoria de a reprima evaziunea fiscală trebuie să vină în urma unei comenzi mai puternice. Da, de ce credeți că nu reușește ANAF-ul, nu reușesc inspectorii să reducă această evaziune? S-a tot vorbit de reformare. Nu știu să vă spun din ce motiv. Adică colectările au fost mici anul ăsta? Haideți să spunem. Nu, colectările n-au fost mici, dar colectările se fac tot de la cei care plătesc. Cu alte cuvinte, știți că e o vorbă românească, se dă cu biciul tot în calul care trage. Eu aș vrea să-i văd pe toți plătind și să nu majorăm fiscalitatea numai la cei care își îndeplinesc cu rigurozitate obligațiile fiscale. Deci aici e o deficiență care poate fi corectată, dar cred că este o problemă mai degrabă, hai să spunem, de abordare tehnică la nivelul ANAF-ului și de conducerea ANAF-ului, care trebuie să dea imboldul necesar tuturor structurilor pe care le are să-și facă treaba împreună cu celelalte instituții, adică cu Ministerul de Interne, cu Procuratură, și lucrurile se pot pune în ordine. Declarat în programul dumneavoastră că statul trebuie să guverneze mai puțin, dar mai ferm. Explicați, vă rog. Ce înseamnă acest mai ferm? Mai ferm înseamnă aplicarea legii. Dar aplicarea legii, vedeți, trebuie să înceapă de sus, pentru că primul care dă exemplu e chiar președintele, pentru că suntem în campanie de alegeri prezidențiale, nu mă pot reprima să subliniez faptul că în România cel care dă tonul la încălcarea legii și Constituției este chiar președintele în funcție. Este și motivul pentru care am formulat cererea de suspendare cu aproximativ 6 săptămâni în urmă și așteptam o atitudine care să denote că suntem, eu știu, nu numai în discurs, susținătorii a ceea ce numim respectul pentru lege și statul de drept. PSD-ul nu v-a susținut atunci. Observ că a existat o rezervă din partea PSD-ului, au existat alte partide, cum este PNL-ul, care s-a pronunțat foarte așa clar, fără echivoc, împotriva suspendării. Fiecare au avut motivații diferite și, în general, punctul de vedere care părea să predomine era acela că prin suspendare l-am introduce pe Băsescu în joc, l-am face jucător în campania electorală. Când mă uit acum la ceea ce se întâmplă, nu pot decât să râd. Mă pufnește râsul de fiecare dată când îl văd pe Băsescu ieșind la
în public, făcând justiție la televizor, cu agenți acoperiți, făcând campanie doamnei Udrea pe față, fără niciun fel de reținere, deci el nu are niciun fel de limită și temerea pe care unii au avut-o că ar putea să intre în campanie electorală s-a dovedit că este superfluă. El este în campanie electorală, fără doar și poate, așa încât măsura de suspendare cred că ar fi fost extrem de binevenită, ca un exemplu pentru ocupantul în funcție al fotoliului prezidențial și pentru cei care urmează. În 2005, vreau să revenim la măsurile economice, ați introdus cota unică și, din câte știu, a fost și un punct pe care s-a negociat la formarea USL. Se discută acum de impozitarea progresivă. E cota unică o măsură la care guvernul, următorul guvern, nu ar trebui să renunțe nicicum sau ar fi posibilități de negociere? Vorbim de veniturile persoanelor fizice. Știți ce se întâmplă? În primul rând, eu n-am auzit să se discute despre cotă progresivă, așa că vreau un ziarist să discute, asta e altceva, sau eu știu, un parlamentar. Și premierul sau... a menționat la un moment dat această posibilitate. Nu am reținut, din contră, m-am bucurat când am văzut că această măsură care a fost discutată și prevăzută în programul economic al USL-ului a fost acceptată și promovată în continuare. Ce se întâmplă? Acum, fără pretenția de a face teorie, am să vă spun următorul lucru care pe unii o să-i surprindă, dar care au puține cunoștințe economice. Să știți că cota unică nu este o măsură de esență liberală. Măsura de esență liberală este aceea a impozitelor reduse. Deci nivelul scăzut de impozit este trăsătura liberală. Pentru că dacă, de exemplu, am avea cotă unică la 50%, ce ați mai spune atunci? Că e liberală? Că putem să facem cotă unică, dar la 50%. Cred că ar pleca chiar toți investitorii. Nu știu dacă ar pleca investitorii, că nu asta e problema, dar eu vă întreb altceva. Eu vă întreb, fac această întrebare mai mult ca să înțelegem că unii au fetișizat ideea de cotă unică, a cărei paternitate mi-o asum. Dar nu asta e problema. Problema este nivelul de taxe. Cota unică a fost gândită dintr-un alt motiv. Dintr-un motiv de simplificare a cadrului fiscal. Așadar, ceea ce este însă o problemă care trebuie discutată în România, românii ar fi foarte fericiți să trăim cu cotă unică de 16% și să avem cheltuieli ca și când impozitele s-ar colecta în Germania sau în Franța, la nivelul de fiscalitate de acolo. Bun, și atunci dar care acest ar fi lucru soluția? Evident că nu se poate. Adică, în momentul în care văd nemulțumiri că nu se fac și mai multe lucrări de infrastructură fizică în transporturi, când nu investim în alte domenii, atunci trebuie să ne gândim și la nivelul de impozite pe care îl vrem să-l plătim. Dacă ăsta este nivelul de acceptabilitate în România, pe care l-am stabilit în 2004, în decembrie, la finele anului, 16% și lumea nu vrea să se mărească taxele, e foarte bine, dar atunci trebuie să avem pretenții direct proporționale cu acest nivel. Acesta e un lucru care trebuie spus clar și simplu. În România, în momentul de față, este cea mai scăzută fiscalitate din Europa. Eu cred că acesta este un atu pentru atragerea investițiilor și dezvoltare economică, dar probabil că la un moment dat va trebui să vină momentul în care să reconsiderăm acest nivel, pentru că pretențiile, așa cum spuneam, sunt în continuă creștere. Acest nivel vă referiți problema la... Problema însă este următoarea. În România, mai mult decât în alte părți din Europa, există un sentiment și o percepție negativă în legătură cu modul în care sunt cheltuiți banii publici. Și acest lucru este dovedit și prin ultimile acțiuni care au avut loc ale justiției. Mă refer la arestările unor persoane implicate în acte grave de corupție, vedem sume uriașe de bani, care de fapt ce sunt? Sunt banii noștri, lumea, nu știu dacă este cetățenii României, nu știu dacă sunt conștienți că banii respectivi sunt banii furați din buzunarul fiecăruia dintre noi. Ajungem și la capitolul justiție. Eu cred justiție. Că în România, înainte de a ne pune problema dacă păstrăm nivelul de taxe sau îl majorăm, trebuie să ne gândim serios la modul cum este cheltuit fiecare leu din banul public, pentru că o bună parte este risipit și o altă bună parte este furat.
Da? Ca să fie nu foarte clar. Nu sunteți singurul candidat, dar vreau să vă întreb înainte de a trece la următorul capitol, justiția. Credeți că este loc pentru majorarea unor taxe, înțeleg, sau impozite de anul viitor? Nu, pentru că altfel nu putem avea altceva. Pretenții mai mari. Am spus altceva, că prefer majorării taxelor o acțiune riguroasă referitoare la controlul modului în care se cheltuiesc banii publici, pentru că se risipesc și se fură. Deci dacă acești bani nu ar fi risipiți și acești bani nu s-ar fura, am putea să facem mult mai multe lucruri cu taxele pe care le strângem astăzi, cu actualul nivel. Atunci, repet întrebarea, credeți că este loc de majorarea unor taxe și impozite începând de anul viitor? Nu, e și de mâine, dacă vreți loc, dacă vorbim așa, teoretic, oricând. Sau și este de nevoie? Ieri, și de acum 10 ani era loc. Scuzați-mă, dar reformulez. Întrebarea nu cred că este oportună, pentru că nu se discută în acest moment, în afară de faptul că mă întrebați, nu știu în ce calitate, în calitate de candidat la alegerile prezidențiale, vă pot spune că președintele nu are în atribuțiile sale nici politicile fiscale, nici politicile bugetare. Ca om politic vă pot spune că nu sunt favorabil niciunei măriri de taxe și că prefer acest lucru pe care vi l-am spus. O cruciadă împotriva evaziunii fiscale și un control extrem de riguros al modului în care sunt cheltuiți banii publici. Și atunci o să constatăm că cu actualul nivel de taxe, fără să fie nevoie să mărim nimic, vom avea cu mult mai mulți bani la buget. Dosarul Microsoft. Spuneați dumneavoastră recent că dacă se continuă cercetările, filiera lor v-ar putea duce chiar la Cotroceni. Da, pentru că am spus și ieri, domnul Cocoș nu avea niciun rol în acest contract, nu era un broker onest care facilita realizarea contractului în favoarea firmei furnizoare de servicii. Pe la el au trecut niște bani care trebuiau să ajungă în altă parte. Nu se justifică niciun fel suma pe care el a încasat-o, decât prin faptul că el trebuia să distribuie mai departe această sumă. Având în vedere că la momentul respectiv Partidul Democrat Liberal, din care făcea parte onorabila lui soție, nu era angrenat în alegeri, ci era angrenat în alegeri numai domnul Băsescu, atunci dați-mi voie să vă spun ghicitoarea mea. Da? Care este, sugerați că banii care este fi putut destinația? Ajunge păi unde să se ducă? Nu, n-am auzit, Băsescu? Nu cred că s-au dus nici la biserica din colț, nici la căminul de bătrâni, nici la copiii străzii. Nu cred că s-au dus în aceste direcții banii. Deci sugerați că banii au ajuns la președintele Traian Băsescu? Da, sugerați că banii au ajuns la președintele Traian Băsescu pentru a-și susține campania electorală. Comisia Juridică a Senatului urmează să se pronunțe, înțeleg că astăzi, în privința cererii procurorilor de anchetare a doamnei Caterina Andronescu și a lui Șerban Mihăilescu în dosarul Microsoft. Știți dacă vor da un raport astăzi, fie el pozitiv sau negativ? La ora aceasta nu știu, pentru că ziua de lucru se închide mai târziu și sigur că am să urmăresc cu atenție, așa cum am făcut și pe data de 15, când nepredarea raportului m-a determinat imediat să sesizez în scris comisia și să o pun în întârziere pentru faptul că nu și-a respectat termenul care a fost stabilit de biroul permanent. Același lucru îl voi face și astăzi dacă suntem în aceea situație, cu toate că sper ca lucrul să se rezolve favorabil, pozitiv, adică astăzi să primim raportul pe care comisia s-a angajat să-l predea. Dacă îl predă astăzi, dacă nu îl predă, am înțeles, veți sesiza din nou scris, dacă îl predă, în cât timp s-ar putea întruni plenul? Cel mai devreme? Cel mai devreme, plenul hotărăște biroul permanent. După cum știți, Senatul a hotărât pe perioada campaniei electorale să suspende lucrările, deci în momentul în care campania electorală se oprește, se organizează prima ședință de plen. Deci după finalizarea turului 2 al alegerilor prezidențiale, în mod normal, sfârșitul? În mod normal, da. În mod normal, da. Propuneți dumneavoastră în programul pe care vi l-ați prezentat și pe site că dacă veți ajunge președinte, veți stimula reformarea Curții Constituționale. Cum s-ar putea face acest lucru sau ce aveți în vedere? O depolitizare a Curții Constituționale, pentru că în actuala formulă am observat ceea ce s-a întâmplat. Președintele Băsescu a căutat să ocupe cât mai multe locuri cu protejați de-ai domniei sale, oameni cu o pregătire profesională
națională mai mult decât slabă și rezultatele s-au văzut. Curtea Constituțională a extins puterile președintelui dincolo de ceea ce prevedea Constituția și acest lucru, după părerea mea, este un fapt extrem de grav pentru că ne-a dus mai departe către un sistem autoritar de conducere unipersonală care nu este caracteristic unei țări democratice și moderne. Dar toate partidele, inclusiv Parlamentul, au acolo membrii desemnați. Sigur că da, și cred că este o greșeală ca numirile să cuprindă o componentă politică. Aș vrea să văd oameni cu o carte de vizită impecabilă în primul rând, deci nu cum suntem în actuala situație în care președintele curții este un fost jurist consult la o întreprindere de aprovizionare și ajunge președintele curții. Acolo trebuie să fie oameni care să aibă, așa cum spuneam, un prestigiu profesional impecabil, de neclintit. Domnul Daniel solid. Morar, nu vi se pare că are un prestigiu impecabil? Nu, a fi procuror e una și a avea cunoștințe juridice de nivel ridicat. E alta, eu nu am motive, cum să spun, să provin din mediul universitar și știu ce înseamnă o carte de vizită profesională. Facem diferența între ceea ce înseamnă un serviciu de procuror și ceea ce presupune o prezență ca membru în Curtea Constituțională. Acolo au loc cei mai buni specialiști în drept, profesori universitari care sunt recunoscuți de breaslă. Acolo sunt și judecători de la Curtea Supremă, mai mult de atât. Sunt. Eu n-am spus că toți membrii Curții Constituționale, Doamne ferește, sunt în aceeași categorie. Dar când văd cine e președintele Curții, dați-mi voie, atunci să am îndoieli în privința calității rezultatelor Curții și ceea ce am văzut că s-a întâmplat în acești ultimi ani, pe mine mă determină fără niciun fel de ezitare să spun clar, Curtea a extins prevederile, prerogativele prezidențiale, transformând România sau transformând sistemul constituțional din România, din ceea ce era, într-un sistem cu un președinte care are puteri excesive. Pledați pentru regândirea mecanismului numirii conducerilor instanțelor și parchetelor pentru eliminarea oricărei influențe sau determinări de natură politică, spuneți dumneavoastră. Faptul că CSM acum face propunerile pentru șefii instanțelor și sunt alegeri la nivelul instanțelor, nu vi se pare o soluție corectă de alegere a șefilor? Atâta vreme cât decizia finală rămâne la latitudinea președintelui, cunoaștem sistemul din România cum funcționează și acest lucru mă îndreptățește să spun că trebuie o schimbare, trebuie scoasă influența politicului din justiție, inclusiv la nivelul numirilor, pentru că altfel în continuare vor exista suspiciuni, aș spune, mai ales având în vedere ultimile coincidențe din ultima vreme, ca să le numesc așa, vor exista suspiciuni rezonabile de influențe politice în justiție și, ca atare, o slabă credibilitate a acestei instituții fundamentale a statului. La noi, din păcate, după cum vedeți, justiția pare să depindă mai mult de persoane. Eu aș vrea să ne raportăm la justiție ca instituție și nu la anumite persoane. Legea amnistiei. PNL a cerut ieri ca acest proiect care se află la Parlament să fie inclus pe ordinea de zi pentru a fi respins definitiv. Are șanse acest proiect să treacă la un moment dat sau credeți că într-adevăr, cum a propus PNL, ar fi bine să fie respins în plen? Și să nu se mai rea discuțiile pe această temă. Eu cred că aici, în ceea ce privește acest proiect, în care multă lume văd că s-a inflamat, ar trebui să privim lucrurile în primul rând puțin mai detașat. Nu este un proiect care să reprezinte o inițiativă a guvernului. Primul lucru, da? Este o inițiativă a doi parlamentari. Bun, în al doilea rând, Senatul, readuc aminte tuturor ascultătorilor, a respins proiectul de lege. La cameră, după cum prea bine știm acum, sau în sfârșit cei care urmăresc acest subiect, au apărut niște modificări la proiectul de lege care deja fusese respins pentru că Senatul l-a considerat prost și neavenit, da? Au fost făcute niște modificări care în mod legitim au stârnit îngrijorarea opiniei publice, au stârnit îngrijorarea analiștilor, a ziariștilor și pe bună dreptate. Și părerea mea este că acest proiect trebuie respins, fără doar și poate, și trimis la plimbare. Nici nu a fost asumat de guvern, nici de ministrul justiției, așa încât aici lucrurile, eu cred că trebuie privite, cel puțin din punctul meu de vedere, în acest fel.
pentru că ne apropiem de sfârșit. Ați spus tot în același proiect al dumneavoastră prezidențial, România are nevoie de o reformă radicală a educației. Spuneți-mi, vă rog, două, trei măsuri care credeți că ar trebui luate de urgență. Știți ce vreau să vă spun? Vă rog. Că dacă o să discutăm măsurile serioase atât de expozitiv... Nu le-am văzut acolo. Iertați-mă, nu vreau către dumneavoastră să fac această... M-așteptam să le găsesc în proiectul dumneavoastră și nu le-am găsit și de aceea vă întreb. Nu, dacă... Adică ce vreau să spun în esență? Că lumea e pe grabă în general, noi avem timp puțin în emisiune, măsurile serioase nu se pot expedia în două, trei cuvinte. Însă, în esență, ce vreau să spun este că sistemul de învățământ în România suferă printr-o slabă performanță datorită calității slabe a profesorilor. De ce? Pentru că profesorii sunt prost plătiți și atunci sigur că și așteptările noastre nu pot să fie altele de la niște profesori care sunt remunerați în mod, a spune, câteodată desconsiderând profesia. Deci calitatea învățământului se ridică prin calitatea profesorilor și prin plata lor. Numai că, atenție, eu ca liberal nu văd soluția majorării tuturor salariilor din educație, ci vreau să premiem pe cei care fac performanță. Adică profesorul care pregătește elevii de liceu și care au 50% grad de succes la bacalaureat, îmi pare foarte rău. N-am de ce să-l premiez. Vreau să premiem calitatea, vreau să premiem competența, vreau să premiem pe cei care sunt dedicați profesiei pe care o practică. Deci, reforma sistemului de învățământ trebuie să plece de la acest nivel esențial, pentru că altfel investiții în învățământ s-au făcut, putem să alocăm din nou 6% din produsul intern brut, cum s-a alocat în perioada când eram prim-ministru, și tot nu o să avem performanță. Deci performanța trebuie bazată pe o reformă care pleacă de la nivelul de predare, la nivelul de instruire, de pregătire al profesorilor, cărora trebuie să le cerem, dar sigur că trebuie să-i și plătim. O ultimă întrebare, ce veți face dacă nu veți trece de turul 2 al alegerilor prezidențiale? Am văzut mai multe sondaje care arată, dacă sunt adevărate, că ați putea primi cel mult 7-8% din voturile românilor. Dar îmi place că dumneavoastră ați spus dacă sunt adevărate. Nu știm dacă sunt adevărate, nici eu n-am de unde să știu că ideea sunt e că adevărate. Toate indică cam același scor. Ce vreau să vă spun, în Ucraina, partidul care era pe locul 3 la alegerile care au avut loc duminică la vot s-a clasat pe locul 1. Acum nu cred că voi ajunge direct pe locul 1 în turul 2, dar eu am bune speranțe să cred că împreună cu susținătorii, cu oamenii pe care i-am întâlnit în țară și care mi-au declarat că mă susțin, să ajung să-mi îndeplinesc obiectivul, adică acela de a intra în turul 2. O ultimă chestiune, a avut loc o ședință a coaliției guvernamentale care a stabilit că în 3 noiembrie, imediat după primul tur al alegerilor prezidențiale, candidații care nu au intrat în turul 2 vor decide pe cine vor susține mai departe în turul 2. Și aici e o știre care spune că au stabilit acest lucru PSD, PLR, deci inclusiv partidul nostru, inclusiv dumneavoastră, UNPR, PC și UDMR. Ați fost la această ședință? Da. Puteți să ne spuneți ce s-a stabilit? Ce ați spus dumneavoastră? Atât? Atât. Și nimic mai mult. Da. Succes în campanie, vă mulțumesc cu că ați venit plăcere. Interviurile Europa FM și vă mai așteptăm. Cu plăcere, mulțumesc. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa.